Trebuie să ne clasăm cel puțin pe locul 11 la finalul sezonului regulat pentru a avea un program mai ușor în play-out. Răzvan Pleșca a vorbit despre evoluția foștilor săi coechipieri în turul campionatului și i-a felicitat pentru că au dat dovadă de spirit și atitudine în victoria obținută pe terenul Chindiei Târgoviște în inferioritate numerică. Fostul portar al albnegrilor nu crede totuși că echipa se poate gândi la play-off în acest an competițional. Vreau să-i felicit pe băieți pentru această ultimă victorie pe terenul Chindiei, obținută în 10 oameni. Au arătat spirit, atitudine, ceea ce îmi doresc să văd la toate meciurile din partea lor. Eu zic că este o clasare bună. Acum, anul ăsta au fost multe probleme. E clar că nu ne putem gândi la play-off. Din punctul meu de vedere, așa ca un obiectiv intermediar, ar fi bine să terminăm cel puțin pe locul 11 sezonul regulat, ca să avem un program mai ușor în play-out, pentru că la fel s-a întâmplat și anul trecut și am văzut cât de mult contează ca în play-out să poți să joci 5 meciuri pe teren propriu și numai 4 în deplasare. Play-off-ul, un vis îndepărtat? Sau ne-am putea gândi totuși la play-off? Realistic vorbind, nu cred că ne putem gândi la play-off în acest moment, pentru că am început foarte slab campionatul, au fost unele probleme, au plecat jucători. Da, eu încerc să văd dincolo de aceste lucruri, pentru că echipa trebuie susținută și când trece prin perioade mai puțin fericite.